Pe drumul drept ce duce către școală o vezi ades trecând încet, tăcută ca o crăiasă, mirosind a flori de toamnă. Pășește încet frumoasa noastră doamnă, subțire, a plecat ușor de spate cu iarna în păr și soarele în privire. Ea trece încet, salută pe oricare, mulți o iubesc, le-a fost învățătoare. Își amintesc de alte vremuri, era toamnă când a pășit întâia oară în școală pe umeri tineri. Ea purta codițe și o regăseai pierdută între fetițe. Părea o sână ruptă din poveste, cu chipul blând, cu degete subțiri, iar vorba-i caldă, blândă și domoală, umplea de prunci micuța noastră școală. Ea îi iubea pe fiecare în parte, îi îndruma pe căi bătătorite, ei culegeau din vorba sa povețe și adorau să scrie și să învețe. De unul nu învăța cât trebuia, doamna îl certa blajin cu vorba înceată. Copile, în viață să sădești un pom și carte să înveți ca să fii om. Și cei mai mulți acum sunt domni cu carte și de țărani sunt oameni de omenie. Când o zăresc trecând surzătoare, cu toții spun, mi-a fost învățătoare. Învățătorul, ce-i învățătorul? E o lumină ruptă din rai, menită să vegheze. În codul ăstei lumi este un pom, crește copii din prunci, el face om. Pe drumul drept ce duce către școală, pășește încet frumoasa noastră doamnă. Când o zăresc trecând surzătoare, cu toții spun, mi-a fost învățătoare. O poezie superbă de Gabriela Munteanu.